Bună dimineața! Ce dracu e astăzi? E mai pe 6. Carmen a înjurat. Și am crezut că ea e mai pocăită. Oh, no! Am crezut că ea e femeie cum se cade. Oamenii cum se caz și pocăiți nu înjură. Mi s-a părut mie un pic că ea avea un pic, nu știu, ceva nu era în regulă cu ea, de asta, no, nu-i mare brânză. Ea, am crezut eu că ea e pocăită, dar nu-i. Așa reacționăm când cineva înjură și nu suntem obișnuiți cu treaba asta. Sunt persoane care înjură la regula zilei pentru că pentru ei e un fel de hobby, e stil de a vorbi. Dar alții înjură foarte rar sau poate din slăbiciune și nu îi cum ar veni împotriva caracterului lor și ăsta e un semn de ceva altceva, e de desubt. De obicei frustrare sau un stres în viața omului și de multe ori noi ne oprim la ai auzit ce-o zis, nu vine să cred ce fel de cuvinte o vorbit, păi am crezut că e pocăit sau pocăită. Și ne oprim acolo, fie că zicem cuvintele astea în gând, fie că le zicem cu voce tare la altcineva, e un fel de șoc, parcă nu știm că lumea nu-i perfectă. Și uităm să ne uităm un pic, să vedem, mai ales dacă persoana respectivă nu are în caracter să înjure, uităm să înțelegem că ăla îi poate un semn la altceva care îi mult mai adânc și poate omul respectiv se luptă cu ceva și are nevoie de încurajare, o mână de ajutor, un sfat sau altceva ce are nevoie de e ok să vorbim urât și să înjurăm? Nu. Din punct de vedere, de obicei, când aud pe cineva că înjură, parcă li se scade inteligența pe secundă, cel puțin în ochii mei. Și asta e din cauza că am un fel de gândire în mintea mea și știu că e pusă de ani de zile, o că dacă înjuri, e ceva extraordinar de urât. Și îi. Nu îmi place personal să fiu în jurul oamenilor care au gură de gunoi, cum le zic, eu asta le zic, gură de gunoi, care înjură tot timpul și că poți să explici același lucru fără să înjuri. Și pentru mine ăla e gunoi care intră în urechi și pe urmă nu vreau să am treaba asta în cap și mai bine nu aud. Dar am observat ceva pentru noi ăștia care au, care vorbesc două sau trei limbi sau poate chiar mai multe. De obicei, în limba natală, dacă ai fost învățat de mic, și asta nu vorbesc de oamenii care au fost învățat de mici să înjure, și normal pentru ei, vorbesc de ceilalți care am fost învățați că înjurătura nu-i frumoasă și nu-i bună. Dacă auzim pe careva să înjure sau să încercăm noi să înjurăm, știm că facem ceva urât. Personal știu treaba asta. Pentru că am înțelegerea ce înseamnă și contextul și pe deplin cam înțelegerea cuvântului și nu numai cuvântului, dar ce înseamnă în mare, nu numai în literatură, dar și cultural și în mai multe puncte de vedere. Dar în engleză, de exemplu, pentru mine, cuvintele de înjurătură în engleză nu sunt așa mare brânză pentru mine și ce o să vă zică și copiii sau o să vă zic eu acum, câteodată înjur în engleză. Și pentru mine,
cuvântul are numai... cuvântul ăsta înseamnă traducerea asta. Dar eu nu am înțelegerea aia cum ar veni de bază, care o înveți în limba natală și nu numai că înveți cuvântul, dar și înțelegerea în jurul cuvântului sau cultura în spatele cuvântului de multe ori. So, pentru mine, cuvintele de înjurătură în engleză sunt pur și simplu alte cuvinte adăugate la limba engleză care o trebuie să le învăț. Asta nu înseamnă că eu înjur tot timpul. De obicei, când sunt frustrată și nu înjur anumite înjurături, cele mai mari și urâte. Dar am observat că în trecut mai ales, mult mai mult ca în prezent, erau anumite cuvinte care le spuneam, de exemplu, idiot sau prost sau chestii astea. Și ales mi se par cuvinte de înjurătură. Și poate și altele. Din punctul de vedere din Biblie, știu că unii din primii apostoli al lui Iisus a fost Petru și îl chema Simon. Simon Petru și el era pescar și prin stilul lor de viață și felul lor de a fi atunci, Petru înjura așa profesional și pentru asta Dumnezeu l-a iubit. Pentru că el a văzut ceva mult mai mult în Petru, în inimă, decât la suprafață. Asta nu înseamnă că odată ce Petru a înțeles am înțeles de ce a venit Iisus și ce vrea să facă, el a continuat să înjure restul vieții. Asta nu știu, dar știu că ceva, să oprești un hobby care l-ai făcut o zi, o viață întreagă, ia ceva timp. Și nu poți să-l rupi așa, numai dacă Dumnezeu îți pune miracol peste tine și atunci ai altceva. Dar sunt și versete în Iacob 3 cu 5, unde zice tot așa și limba care este un mic mădular, e mic, și se fălește cu lucruri mărețe, mari, iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Și de multe ori, și asta vorbește și nu numai din punctul înjurăturilor, dar asta vorbește din punctul de vedere a felul cum vorbim cu alții, să nu ne enervăm, să nu vorbim cuvinte care o să ne pară rău mai târziu, prinde care e și înjurătură, dar mai mult decât o înjurătură e când pui când calci cu cuvintele tale pe altul ca să te simți tu mai bine. Asta, în general, e de obicei. Că dacă am avea cu dragostea lui Dumnezeu, am înțelege că e mai bine să taci și să iubești decât să-ți faci ție singură sau singur justiție. So, atâta pentru astăzi. Aveți zi bună. Vorbim mai târziu. Bye, bye!